Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Berbec, relațiile parteneriale sunt răscolite, bine fiind să te ocupi de acestea pe îndelete. Partenerul de viață sau colaboratorii îți pot reproșa faptul că ești prea interiorizat și ocupat de problemele tale. Taur, gândurile zboară la prieteni și la timpurile plăcute petrecute împreună, însă treburile cotidiene de acasă sau de la serviciu nu îți acordă răgaz pentru prea mult timp pentru visare și distracție. Gemeni, ziua este favorabilă activităților recreative și socializării cu persoane interesate de aceleași hobby-uri ca și tine. Antrenează-i și pe cei dragi la joc și distracție, planificând pentru aceștia o ieșire în aer liber sau o serată dansantă. Rac, ai avea chef să stai mai mult pe acasă și să te interesezi pe îndelete de treburile și nevoile familiei. Îți sunt favorizate curățenile generale și redecorarea spațiului locativ. Leu, ziua se anunță cu multe drumuri pe distanțe scurte în diverse scopuri. Totuși, un motiv important poate fi legat de achitarea unor datorii restante, fie unor instituții oficiale, fie unor rude sau prieteni. Fecioară, se conturează la orizont îmbunătățirea reveniturilor tale salariale și schimburi vis-a-vis de condițiile de muncă. Dorința de a-ți mări conturile în bancă este la cote mari. Balanță, energia zilei îți oferă încredere în forțele proprii și dorința de a te ocupa mai mult de tine. Sunt momente bune pentru a te debarasa de vechile tipare comportamentale, de a renunța la obiceiuri nepotrivite sănătății și de a-ți alcătui planuri noi. Scorpion, sunt favorizate momentele de reculegere și detașare de forfota zilnică. Evită activitățile care necesită eforturi și ocupă-te doar de cele de rutină. Organismul tău este obosit și are nevoie de odihnă, relaxare și puțin răsfăț. Săgetător, zi importantă la capitolul prieteni și protectori. Sunt posibile răsturnări de situații destul de neplăcute. Ar fi bine să ții la distanță persoanele care se apropie prea mult de tine. Capricorn, sunt posibile dispute profesionale cu șefii sau cu persoanele cu autoritate. Este momentul să te gândești și la câteva schimbări care ți-ar fi de mare folos. Vărsător, este o zi bună pentru rafinare sufletească și pentru activități care să te poarte spre tărâmuri străine. Sunt momente bune pentru a-ți planifica activități de durată legate de studii sau de călătorii îndepărtate. Pești, ziua aduce momente favorabile pentru achitarea facturilor, taxelor sau pentru a relaționa cu instituțiile financiare. Pe de altă parte, ai putea cheltui și pentru lucruri necesare ție, cum ar fi o bijuterie. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o săptămână minunată!